Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu transferuri. Cred că deja v-am plictisit cu aceste videoclipuri. Da, după cum puteți vedea, avem un videoclip cu transferuri. Dacă mai vreți videoclipuri cu transferuri, cât mai des, lăsați acolo un like. Hai să strângem 1000 de like-uri dacă mai vreți să postez videoclipuri cu transferuri. Poate v-am plictisit, nu știu, cu aceste videoclipuri cu transferuri. În fine, hai să începem videoclipul. Dar stai, nu pot să încep videoclipul fără șapca mea magică pentru transferuri. Gata, suntem pregătiți pentru transferuri. O să mă ajute șapca asta să mă concentrez mult mai bine. Nu știu la ce să mă concentrez, dar o să mă ajute. Îl avem în imagine pe Mbappé la Real Madrid. Deja am thumbnail-ul perfect. Hai că fac chiar clickbait. Da, Mbappé la Real Madrid, 50% șansele, are un market value de 200 de milioane, foarte mare, market value. Și la City 25% șanse, Guardiola vrea să-l cumpere cică, însă o să fie șanse foarte mici. Reclame din nou, Gianni și reclame, Better Love Story than Twilight. Rugani să se ducă la AS Roma, 50%, Sterling, Cantinieri Sterling, 75% șansele să se ducă, nici n-am văzut, era la Chelsea, la o echipă pe care nu o știu. Sessegnon să se ducă de la Fulham la Tottenham, interesant transfer. Thuram, fiul lui Lilian Thuram, de la Going Gump la Borussia Mönchengladbach, și ăsta e un transfer interesant. Saint-Maximin, ia să vedem să zicem Saint-Maximin. Newcastle vrea să-l cumpere, Newcastle văd că vor să facă multe transferuri, probabil vor și să ajungă mai sus în clasament. Roque Mesa, ce-mi place mustața lui, să se ducă la Genoa de la Sevilla. Rakitic să rămână la Barcelona, Rakitic dorește să rămână, Barcelona mare doar de oferit o sumă de contract și probabil va rămâne la Barcelona. Ăsta nu știu cine e, nu știu de la ce echipă se duce și nici nu știu la ce echipă vine. Bruno Fernandes, 50 de milioane, în alt videoclip era 70 de milioane, văd că a scăzut acum. De când am făcut eu videoclip și am spus că e scump, a scăzut. Nice. Alaba la Barcelona? Nu prea l-aș vedea. Oricum sunt șanse mici, 25%. Da, 55 de milioane este suma de transfer. Și să rămână la Bayern, 75% șanse. Probabil va rămâne la Bayern, Alaba. Anita, ăsta are nume de fată. Să se ducă în MLS, dar nu știm unde în MLS. La James Rodriguez, la Atletico Madrid, Atletico îl preferă pe James în fața lui Eriksen. Sunt 75% șansele să-l ia Atletico, deci probabil vom vedea un transfer al lui Rodriguez vara asta. Corea, de sud sau de nord? Corea să se ducă la AC Milan, deja a fost făcut, sau cel puțin a acceptat Milan să dea 50 de milioane pentru Corea, probabil a fost finalizat transferul. Reiner, cine-i Reiner? De la Flamengo să se ducă la Liverpool sau la City, de Ulofeu. Să se ducă la Roma, nu prea văd. Adam, ăsta zici că are 50 de ani, dar nu cred că mai are mult. Dandez, uite ce barbar ăsta. În curând o să am și așa. Holgate de la Everton la West Bromwich să se ducă. Tierney vrea să-l ia Arsenal, dar nu cred că va reuși. Ceballos, tot Arsenal vrea să-l ia împrumut, scrie acolo. Îl avem din nou pe Saliva ăsta. Ăsta scuipă mult. Rose la Juventus? Bă, ești nebun? Păi cred că vor să-l dea pe Alexandru și probabil de-aia îl iau pe Rose. Bale la... ce echipă e aia? În China? Nu știu ce echipă e. Abraham să rămână la Chelsea, nici măcar nu știam că e la Chelsea. Dzeko, ia unde se duce Dzeko. La Inter, Inter vrea să le ia pe Dzeko în locul lui Lukaku. Interesant. Ăsta de 4. Să se ducă la Ghent, în Zonzi să se ducă la AC Milan, Boateng la Frankfurt, o să chiar ar fi interesant. Credeam că Barcelona l-a luat de tot pe Boateng, însă se pare că a fost doar împrumut și Frankfurt vrea să le ia acum. Frankfurt, dacă nu mă înșel, va juca și în Champions League, are echipă foarte bună, sau de fapt a avut, că l-a vândut pe Jovic. Oricum, cred că o să facă o impresie frumoasă în Champions League, o să ajungă în optim, spoiler alert. Show, ia să vedem ce show face ăsta, show de show, cu Florin Salam și formația. Sfer Chiesa la Juventus, am auzit că e bun Chiesa asta. Mignolet să se ducă la Benfica, ar că am trebuit să plece și el, i-a cam luat fața Alisson, de fapt i-a luat-o de tot. Lozano la Napoli, bă, dar Lozano să... de ce nu mai pleacă și el, mă? Nu e așa bun, că știu că e bun. Mie mi se pare forță jucătorul și ar fi interesant să-l vedem la Napoli sau la orice echipă mai bună. Malcolm să se ducă la Everton. Malcolm probabil vrea să plece și el dacă a văzut că nu e băgat. Kean să se ducă la Barcelona. Nu prea cred. Xavi, simps, ăsta e puștul la minune, ci că e bun rău puștul ăsta. Deci Barcelona îi oferă 200.000 de euro pe sezon, dar ci că a decis să plece de la Barcelona. Asta câștigă mai bine decât un jucător din Liga 1 și are 10 ani.
sau nu știu câți ani are. Carrasco să se întoarcă la Atletico, sincer chiar mi-aș dori acest transfer, chiar era forță Carrasco ăsta la Atletico. Păcat că s-a dus în China. Marco Reus, Klopp vrea să colaboreze din nou cu Marco Reus, din câte scrie acolo. Asta ar fi posibil doar dacă Reus ar veni la Liverpool. Dacă nu știați, Reus e jucătorul meu preferat din fotbal actual și chiar nu mi-ar părea rău dacă s-ar duce la Liverpool. Liverpool de asemenea, echipa mea preferată din Premier League, chiar ar fi un transfer șmecher. Icardi. Da, și se termină videoclipul. Acesta a fost videoclipul. Un like acolo dacă mai aveți seria de transferuri să continue. 1000 de like-uri și mai facem cu siguranță. Știu că vă place această serie. Da, nu uitați să vă abonați. Mai avem puțin și facem 10.000. Eu am fost Gianni, v-am pupat.